apare. Dar de unde are telefonul lui Serghei Mizil? Nu știu. Nu știu, eu nu știu. Păi trebuia să fi, îl fi dat cineva, nu? Deci vedeți? Da, domne, cred că de cine l-are? De la fica lui. De la fica, de la Cristian Șișcanu, da, corect. Uh-huh. Orațiu, tu ce faci? Deci nu mai intervine peste mine. Păi nu intervine. Nu mai, te rog frumos, nu mai intervine, lasă-mă să vorbesc. Să mai avem o balanță echilibrată, nu? A discuției. Balanța echilibrată este un... pleonasm, să zicem. Pleonasm. Puteți să fie și dezechilibrată. Deci faci din gură, că n-ai trăit tu cu ea. Nu, n-am trăit. Ai dat-o la întors acum. Păi nu vreau să țin partea, dar totuși... Deci tragi din gură, te rog frumos. Da, mă, dar de ce mă strâng pe mine și șcanul ăsta noaptea că nu-l cunosc? Poate are, vă repet, are telefonul ăsta de la fica... Dar de unde știi tu? De unde are numărul? Eu am zis probabil are. Așa, dar tu știi, am zis poate. Tu spui cu siguranță. Eu am zis poate, deci tot deci, probabil. Deci, hai să încheiem toată porcăria asta, lasă-mă că nu mai... că mă enervez. Nu l-am cunoscut niciodată, eu știu anumite lucruri de la povestite de către Iac. Mie și basta e, dar nu vreau să spun, pentru că e o treabă familială, personală a lor. Da, văd că dumneavoastră se sună elegant, așa, sau... Păi stai, mă, bă, acum mă enervez eu. Păi, dar el de ce m-a sunat pe mine dacă treaba voastră personală, mă? Da, mă, pentru că era matol. Păi știi ce m-a sunat pe mine? Pentru că el e un om bolnav. Dar ce vă zicea, domnule? Păi, tocmai de-aia spun. Domn Serghei, ce zicea omul? El e un om bolnav, Serghei. Dar nu știam lucrurile astea, că omul e bolnav, el e bolnav. Dă-mi, bă, telefonul. Cine mă sună acum? Domnul Serghei. Băsescu, cine mă sună? Domnul Serghei, ce vă zicea bătrânul Șișcanu? Ce zicea la telefon când a vrut? Demisiune! Ia mai treabă mâine, măi, Dane. Ce vă spunea domnul Șișcanu din Republica Moldova? Ce v-a zis la telefon? Dane, nu mai insista pe subiectul ăsta, că eu spun că e vorba de un om bolnav. Dane, te rog frumos. Nu mai repeta, mă! Bine. Hai, mă, Dane, las-o, dracu. Bine. Alo! Da. Nu, stați așa puțin. Cine mai sună iarăși? O secundă. Revenim imediat după un scurt moment publicitar, foarte, foarte scurt. O mică întrerupere doar. Să vedeți ce va urma.